Slăvit să fie Domnul pentru dragostea Lui nespus de mare. Ne bucurăm să stăm astăzi în prezența Lui și, dragii mei, motivul pentru care ne adunăm în fiecare duminică, ca și popor al Lui, este să ne apropiem de prezența Lui. Noi ar trebui de fiecare dată când venim să căutăm fața Lui. Spunea psalmistul, inima îmi zice, din partea Ta caută fața mea și fața Ta o caut, Doamne. Și nu cred că e alt loc mai bun în care să putem căuta fața lui Dumnezeu decât locul în care se strâng mai mult de doi sau trei în numele Lui. Acolo Domnul spune că se coboară, acolo dă El binecuvântarea și viața pentru veșnicie. Slăvit să fie numele Lui! Am să rămân la textul care a fost citit din 1 Petru, capitolul 2, versetul 9 și versetul 10, text care spune despre noi, despre cei care suntem ai Lui, despre cei care ne numim creștini, cei pe care Domnul i-a rânduit să fie o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui. Și aș vrea să vă spun că primul lucru pe care Dumnezeu l-a intenționat de la oamenii pe care i-a chemat să fie ai Lui a fost acesta, să fie un popor sfânt, să fie un neam caracterizat de sfințenie. Iar astăzi o să vorbim despre chemarea lui Dumnezeu, care întotdeauna a fost și va fi până la sfârșitul veacurilor o chemare la sfințenie. Dragii mei, Dumnezeu, prin esența caracterului Său, El este sfânt, adică despărțit de orice lucru rău, despărțit de orice păcat. În El nu este nelegiuire, în El nu este păcat, în El nu este răutate. Dumnezeul nostru este bun, așa cum am cântat, slăvit să fie numele Lui. Dumnezeul nostru este mai presus de toate un Dumnezeu sfânt, iar sfințenia Lui înseamnă separare, înseamnă despărțire, înseamnă delimitare. E o prăpastie adâncă între Dumnezeu și orice lucru care este rău. De aceea Dumnezeu a intenționat de la creația Sa, de la noi oamenii, încă de la prima pereche, de la părinții noștri Adam și Eva, intenția Lui a fost ca poporul pe care avea să-L nască această familie să fie un popor sfânt, pentru ca slava Lui să poată să fie prezentă în grădina Edenului, pentru ca El să poată vorbi, pentru ca El să poată avea relație, părtășie cu primii oameni și cu urmașii lor, trebuia să fie această condiție și anume sfințenia. Primul păcat al primilor oameni a adus cu sine și despărțirea lui Dumnezeu de ei, pentru că, repet, Dumnezeu este sfânt, El nu poate locui la un loc cu păcatul. De aceea Dumnezeu în tot parcursul istoriei omenirii, în toată istoria noastră, intenția Lui a fost aceasta, să recupereze pentru om sfințenia pe care El a pierdut-o în grădina Edenului, să își pregătească oameni sfinți cu care să poată locui la un loc, pentru că intenția Lui de la început și până la capăt a fost aceasta, ca omul să locuiască în prezența Lui. Scriptura se termină cu cuvântul acesta, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Dumnezeu vrea să-i aibă pe oameni în prezența Lui, pentru că Dumnezeu este și dragoste. Dumnezeu dorește ca dragostea aceasta să se exteriorizeze. Dar lucrul care ne-a despărțit pe noi de Dumnezeu a fost păcatul nostru, de aceea Domnul a pregătit o jertfă încă din grădina Edenului, trimițând către jertfa Domnului Iisus, care avea să ridice păcatul omenirii, în așa fel încât orice om să se poată apropia de Dumnezeu prin sfințenia dată de această jertfă a Domnului Iisus Hristos. Dragii mei, însă este vorba și de o sfințenie practică, nu doar de una pe care Domnul o pune asupra noastră, ci și de un mers în sfințenie. Dacă este uiți în tot Vechiul Testament, încă de atunci, părtășia lui Dumnezeu cu oamenii a fost în condițiile sfințeniei, în condițiile trăirii în neprihănire. Înainte de a avea un popor sfânt în Vechiul Testament, Dumnezeu a avut o rămășiță, o mână de oameni care au trăit în sfințenie. De exemplu, despre Enoch, se spune că era un om sfânt în umblarea sa, în mersul lui pe pământul acesta. Și n-a fost scurt, a fost scurt în comparație cu al celorlalți oameni, dar mersul lui a durat, nu la întâmplare, 365 de ani. Este o cifră exactă pentru că Dumnezeu lucrează în felul acesta. Despre Enoch se spune că a umblat cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut pentru că l-a luat Dumnezeu. Un om care a trăit în curăție timp de 365 de ani, un om pe care Dumnezeu îl avea pe pământul acesta, cu care avea părtășie și pe care l-a luat în prezența sa pentru a fi veșnic cu el. O imagine a răpirii bisericii, cea care urmează imediat în linie
profetică în linia desfășurării evenimentelor profetice, următorul eveniment iminent este răpirea bisericii. Iar condiția, anticipez și spun, este aceeași. O trăire în sfințenie, o umblare cu Dumnezeu în condițiile sfințeniei. Noe, de asemenea, era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Și acesta umbla cu Dumnezeu, dar nu oricum, ci, așa cum spune aici Scriptura, în neprihănire, un om fără pată între cei din vremea lui. Era unicul om, de fapt, fără pată în acea epocă de cădere, de păcat. Dumnezeu, din cauza aceasta, a putut să se apropie de el și să aibă părtășie cu Noe. Despre Avram, de asemenea, este scris că a crezut pe Dumnezeu și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. Și Avram era un om neprihănit care umbla cu Dumnezeu. A fost o rămășiță a oamenilor sfinți care au umblat cu Dumnezeu în sfințenie, iar Dumnezeu i-a scăpat de fiecare dată din fața judecății sale. Mai târziu, Dumnezeu în Vechiul Testament a rânduit să aibă un popor sfânt. De data aceasta observați istoria progresivă a mântuirii. De data aceasta se extinde de la oameni și familii la un popor, la o națiune întreagă, și anume națiunea lui Israel. Chemarea lui Israel a fost o chemare la sfințenie. Întotdeauna chemarea lui Dumnezeu este o chemare la sfințenie de la început și până la capăt. Despre Israel se spune, se repetă de fapt de 7 ori în cartea Levitic, cerința lui Dumnezeu pentru ei, și anume, voi să fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, eu Domnul, eu v-am pus deoparte dintre popoare ca să fiți ai mei. Voi să fiți un popor sfânt. Și același apostol Petru reia acest cuvânt și îl aduce în Noul Testament și spune că este scris, fiți sfinți pentru că eu sunt sfânt. Nu la întâmplare apare repetată această expresie de 7 ori în Levitic, pentru că Dumnezeu vrea ca poporul care se apropie de el să fie un popor sfânt. Aceasta a fost intenția pentru poporul Israel. A fost o sfințenie pe care o aducea jertfa, anticipând jertfa Domnului Iisus, pentru că nimeni nu era neprihănit, prin jertfa mielului de Paște, prin jertfa adusă pe altar, prin jertfa pe care o aducea fiecare om și mai târziu s-a adus pe altarul din fața cortului întâlnirii, prin jertfele acestea poporul era păstrat într-o stare de neprihănire. De aceea Dumnezeu putea să spună, el nu vede nicio fără de lege în Iacov, nu vede nicio răutate în Israel. Era o jertfă care îi sfințea. Însă această jertfă care îi sfințea pe ei, jertfa necurmată, jertfele de ispășire, tot sistemul acesta care consta în vărsare de sânge, fiindcă fără vărsare de sânge nu e iertare de păcate, toată această neprihănire pe care o dădea jertfa, anticipând, repet, jertfa Domnului Iisus, pentru că nu sângele mieilor și al taurilor putea să aducă iertare, ci jertfa care urma să vină, pe care o indicau toate acestea. Dincolo de aceasta însă, Dumnezeu cerea de la ei o sfințenie practică. Și aici este dilema multora, lucrul pe care mulți nu-l înțeleg. Ei cred că dacă este o neprihănire pe care Dumnezeu o aduce asupra omului prin credința în ispășirea pe care Domnul Iisus a făcut-o cu însuși sângele său, atunci nu mai avem niciun fel de obligație de a trăi în sfințenie. Tot așa au crezut și evreii, că dacă au jertfele lor la templu, nu mai au obligația de a trăi, de a avea o viață în curăție. Ei puteau să-ți arate, atunci când le vorbeai despre viața în curăție, atunci când nu împlineau voia lui Dumnezeu, puteau să-ți arate către templu și să spună, da, avem jertfele. Bun, sunt jertfele. Problema este, tu trăiești în teamă de Dumnezeu? Dragii mei, Dumnezeu a rânduit o jertfă ca să ne sfințească, să ne ierte, dar a rânduit și o umblare în sfințenie. Chemarea lui Dumnezeu este o chemare la o sfințenie practică. Lucrul acesta s-a văzut atunci când Israel a slujit în vremea lui Iosua, în tot timpul vieții lui Iosua și în timpul vieții bătrânilor care au trăit după Iosua și care cunoșteau tot ce făcuse Domnul. Ei au slujit lui Dumnezeu, a fost o umblare în sfințenie, iar când regula aceasta a fost încălcată de către un om și de către o familie, e vorba de familia lui Acan, n-a mai fost jertfă. A trebuit să se facă curăție și a trebuit să se știe că Dumnezeu este sfânt, că El nu locuiește în mijlocul lui Israel decât în condițiile unei sfințenii practice. De fapt, chiar l-a luat pe Iosua deoparte și i-a spus, pentru ce stai cu fața la pământ, ridică-te, Israel a păcătuit. Măcar că doar o familie păcătuise, doar un om și o familie care era complice la păcatul lui, din cauza aceasta păcatul era considerat în dreptul întregului popor. Și Domnul spune, rezolvă situația. Trebuie să fie rezolvată pentru că ca eu să pot reveni în mijlocul poporului, pentru ca voi să aveți iarăși biruință.
Dragii mei, nicio abatere de la sfințenia pe care o cere Dumnezeu nu este tolerată în Vechiul Testament. Și avem motive să credem că nici în Noul Testament. Jertfa există, jertfa a fost adusă, Domnul Iisus ne-a iertat păcatele prin jertfa Lui și continuă să mijlocească înaintea Lui Dumnezeu prin aceea jertfă, prin sângele pe care El l-a adus odată pentru totdeauna, El stă înaintea Lui Dumnezeu. Dar aici, pe pământ, dincolo de iertarea pe care ne-a dat-o, este o condiție a umblării cu Dumnezeu în sfințenie. Altfel, cărarea aceasta a mântuirii nu este altfel decât o cărare a sfințirii, o cărare a umblării în sfințenie. De aceea Apostolul Petru, revin la textul pe care l-am citit la început, spune, de data aceasta nu mai este Israel în atenția lui Dumnezeu, Israel este într-o paranteză, după amiază vom vorbi despre venirea Domnului și despre vremea aceasta din urmă. De data aceasta, de când Israel l-a respins pe cel care a fost rânduit pentru ei, pe Mesia lor, din momentul acela Dumnezeu și-a îndreptat atenția către un alt popor, nu mai e vorba de o etnie, ci de multe naționalități care alcătuiesc un neam al lui Dumnezeu, un popor al lui Dumnezeu. Iar poporul acesta trebuie să fie, așa cum este scris, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui. Noi suntem acel popor și suntem așa numai dacă trăim în sfințenie. Iar astăzi o să vorbim despre sfințenia care ar trebui să fie în casa lui Dumnezeu. Dacă în Vechiul Testament el a avut o biserică, un popor sfânt, astăzi el își adună dintre naționalități, dintre toate națiunile lumii, o biserică, un neam care trebuie să fie sfânt, o biserică sfântă, un neam sfânt. Pentru aceasta a murit Domnul, scopul lui astăzi este foarte clar enunțat în Scriptură. El s-a dat pe sine însuși pentru noi, nu-i așa? Slăvit să fie numele Lui. El s-a dat pe sine însuși pentru noi, care-i scopul jertfei Lui, ca să ne răscumpere din orice fără de lege. Slăvit să fie Domnul că atunci când un om se pocăiește, se întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu îl eliberează din orice lanț, din orice legătură. Nu-i păcat atât de mare, nu-i robie atât de mare, încât să nu te poată Dumnezeu elibera. Domnul te răscumpără din orice fără de lege, dar continuă textul și spune, și să-și curețe un norod care să fie al Lui. Este un proces de curățire. Te ia Dumnezeu din mijlocul păcatului, îți iartă trecutul, te eliberează de păcat, dar este un proces, este o umblare cu Dumnezeu. Umblarea pe care a avut-o Noe, umblarea pe care a avut-o Enoch, este umblarea noastră astăzi. Dumnezeu vrea să-și curețe astăzi un norod care să fie al Lui. Dragii mei, de aceea venim la adunare, de aceea citim Scriptura, de aceea ne rugăm lui Dumnezeu. Noi suntem într-un proces de curățire, dacă suntem cu adevărat ai Lui. Biserica lui Dumnezeu o cunoști după aceasta. Ea se află într-un proces continuu de sfințire sau de curățire. Termenii sunt echivalenți. Termenii sunt echivalenți. Omul care spune că este al lui Dumnezeu îl cunoști după aceasta. El se sfințește, el se curățește. Anul acesta trăiește mai aproape de Dumnezeu decât anul trecut. El merge pe calea aceasta curățirii mai departe până când îl va vedea pe Domnul. Așa este omul care este al lui Dumnezeu. Așa este imaginea, repet, încă din Vechiul Testament, încă din vremea când Noe și Enoch umblau cu Dumnezeu. Sfințirea este lucrarea pe care Domnul o face în ucenicii săi. O face astăzi în noi, spune despre noi că noi ar trebui să fim ca și popor al lui, Hristos și-a iubit biserica și s-a dat pe sine însuși pentru ea, cu acest scop, ca să o sfințească. Sfințirea este un proces. Sfințenia, iertarea de păcate o căpătăm dintr-o dată, sfințirea este un proces, este un mers pe cale. Și Domnul s-a dat, a iubit biserica și s-a dat pe sine însuși pentru ea, pentru noi cei care suntem aici, cu acest scop, ca să o sfințească după ce a curățat-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. După ce ne curăță și ne iartă de păcate, ne pune în procesul acesta de sfințire, în care ar trebui să fim cu toții. Sfințire înseamnă separare de lume. Am spus de la început, sfințenia lui Dumnezeu însemna că El este despărțit, că este separat de orice lucru rău. Iar sfințenia în Noul Testament înseamnă separare de lume, de sistemul acesta păcătos pe care cel rău l-a creat pentru a-l corupe pe om, pentru a întinde capcane, pentru a întinde curse. Să știți, lumea nu-i doar în România și aici în Australia și în societăți dezvoltate și în societăți mai puțin dezvoltate, lumea este un sistem corupt care caută să-l acapareze pe om. Iar Apostolul Pavel spune, în ce mă privește,
departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Eu nu mai am nimic cu lumea, eu m-am separat total de lume, spune Pavel. Aceasta este calea creștinismului adevărat. Să n-ai nimic din lume, să nu iubești lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu poate rămâne în el. Iubirea față de lume este vrăjmășie față de Dumnezeu. Dragii mei, ar trebui să înțelegem, procesul sfințirii înseamnă un proces de separare, de îndepărtare față de tot ce ne oferă lumea și diavolul și cel rău și duhurile necurate și de apropiere față de Dumnezeu. Te separi de ceva și te apropii de cineva. Te separi de păcat și de lume și te apropii de Dumnezeu prin Duhul lui cel Sfânt. Și dați-mi voie să vă spun că sfințirea nu este o opțiune. Oamenii zic, eu am fost mântuit, am intrat în apa botezului, am făcut legământ cu Domnul, totul s-a terminat. Nu este o opțiune, trebuie să continui în procesul acesta de curățire. Este o obligație din partea noastră, fără sfințire, nimeni, absolut nimeni, nu-L va vedea pe Domnul. Iar aceasta se referă la ziua, la momentul când Domnul se va arăta. Apostolul Petru reia această expresie din Levitic, fiți sfinți, și spune credincioșilor din primul secol, ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată când erați în neștiință. Și am spus și la convenție și spun și aici, pentru cei care n-au fost și pentru cei care au fost să-și aducă aminte, că diavolul va căuta să te târască în poftele pe care le aveai altădată. Nu cu lucruri noi, ci cu cele pe care le aveai, îndeoseb pe cei tineri. Foarte frumos a cântat Domnul să vă binecuvinteze, dar este o luptă pe care o are fiecare tânăr de dat. O luptă a tinereții. Lupta aceasta este nu cu carnea și sângele, nu cu oamenii, nu cu obiceiuri, nu cu tradiții. Lupta aceasta este cu toate forțele celui rău care vor căuta să te târască, spune aici, înapoi în poftele pe care le aveai altădată, când erai în neștiință. Însă, este o opoziție, spune aici, ci, însă, după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Iar traducerea mai exactă este în toată forma voastră de viețuire, în toate detaliile, în toate aspectele vieții voastre, dacă vreți să nu fiți târâți înapoi în poftele de dinainte, trebuie să umblați în sfințenie. Dragii mei, nu e o opțiune, este o obligație, este singura posibilitate de a fi cu Domnul în ziua revenirii Lui. Oamenii tratează cu ușurătate și spun, nu-i vorba de asta, eu doar m-am împăcat cu Dumnezeu, am siguranță și tot vorbesc de siguranța asta. Întrebarea însă din partea lui Dumnezeu este aceasta, umbli pe calea lui Dumnezeu în sfințenie, te separi de tot ce este rău, te desparți de lume așa cum era despărțit Apostolul Pavel, trăiești în sfințenie în toată forma ta de viețuire, în toate detaliile vieții tale. Sfințenia este o cerință continuă. A fost de la început, de la vremea Vechiului Testament și este până la sfârșit. Sfințenia va fi cerința lui Dumnezeu cât timp vor ține toate veacurile istoriei acestea a creației. De aceea, felul în care se adresa Apostolul Pavel și apostolii din vremea Noului Testament, fraților, nu era cu frați creștini. De fapt, cuvântul creștin apare de vreo două ori în Scriptură, nu mai mult de atât, dar adresarea lui către oamenii din biserică era cu acest apelativ, sfinții, și lor li se potrivea numele acesta. Sfinții nu sunt cei de pe pereți, sfinții trebuie să fie cei în viață. Iar în Noul Testament, adresarea în fiecare epistolă aproape era aceasta. Iată în epistola către Romani, sfinții care sunt în Ierusalim vă salută. Sfinții, spune celor din Corinteni, nu știți că sfinții vor judeca lumea? Tot în Corinteni, în a doua, spune Pavel către toți sfinții din Ahaia. Oamenii din biserică nu aveau sfințenia ca opțiune. Toți care erau în biserică erau oameni sfinți și Pavel li se adresa așa, către toți sfinții din Ahaia. În salutările lui spune de asemenea tot celor din Corint, toți sfinții vă transmit sănătate. Voi sunteți sfinți și cei care sunt cu mine, ei vă transmit sănătate. Observați, nici măcar nu zice toți frații. De mai multe ori se repetă cuvântul sfinții. Celor din Efes le spune Pavel către sfinții care sunt în Efes. Dragii mei, cuvântul acesta ni se potrivește nouă astăzi. Dacă ar veni o scrisoare fără o adresă poștală și ar spune Domnul către toți sfinții care sunt în Perth, unde ar veni scrisoarea aceea?
La ce biserică? La ce adresă? Dumnezeu are o singură biserică. Biserica aceasta este o biserică sfântă. Celor din Efes, de asemenea, le cerea rugăciune pentru toți sfinții. În Filipii le spune către toți sfinții lui Hristos Iisus care sunt în Filipii. În Colose către sfinții și frații credincioși care sunt în Colose. Observați, așa era regula. Nu era o întâmplare, nu era doar o declarație, era realitatea vieții lor. Stăteai lângă un om și știai, omul ăsta e sfânt. Respire atmosfera sfințeniei în casa lui, în viața lui. Dacă stai lângă el, vezi că el este sfânt în toată forma lui de viețuire. Și Pavel lor le adresează epistolele sale. Lui Filimon îi spune, am auzit de dragostea ta față de toți sfinții. Deja am citat 10 locuri din Noul Testament și aș putea continua cu locurile acestea. Sfinții, dragii mei, aceasta este cărarea veche și aceasta este cărarea nouă și cea care va duce până la capăt înspre cer. Cărarea sfințeniei nu e o opțiune, nu e o alegere, este obligatorie, este indispensabilă, este nevoie de a trăi în sfințenie. Ar trebui să ni se potrivească fiecăruia dintre noi. Gândește-te bine, poți să spună cei din jurul tău că tu ești un om sfânt, că tu ești un tânăr sfânt sau că tu ești o soră sfântă. Așa e biserica Domnului. Restul este compromis, amestec cu lumea, amestec cu păcatul și eu am avut chiar un mesaj, puteți să-l căutați, nu o să reiau lucrul acesta, dar vă spun un principiu din Scriptură, Dumnezeu urăște amestecul. La Dumnezeu nu există amestec, El nu vrea o viață amestecată, o inimă amestecată, o inimă împărțită, El n-a vrut sfințenie cu lume, sfințenie cu păcat, El vrea să fim în întregimea Lui, inima noastră să fie neîmpărțită, iar viața noastră să fie trăită potrivit voii sale. Când ne rugăm și spunem rugăciunea Tatăl nostru, noi spunem, facă-se voia ta. Ne dorim să se facă voia lui Dumnezeu? Voia lui Dumnezeu spune în 1 Tesaloniceni care este. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Iată ce dorește Dumnezeu. Dacă ar fi să te întrebi, oamenii se întreabă uneori, ce vrea Dumnezeu de la mine? Mai ales când ești tânăr, te întreb, ce vrea Dumnezeu de la mine? Dincolo de orice alt lucru, sub orice alt principiu, sub orice altă decizie, peste orice altă decizie, trebuie să fie acest lucru. Și anume, voia lui Dumnezeu pentru fiecare individual este sfințirea. Este trăirea în curățire, o despărțire de orice lucru care este păcătos, de orice pare rău. De aceea tot celor din Tesalonic le spune, feriți-vă de orice vi se pare rău. Așa e calea sfințeniei. Te ferești de ce ți se pare rău. Te depărtezi. Vezi că e ceva rău în fața ta, te duci pe partea cealaltă. E o reclamă, e ceva care te atrage. Du-te dincolo. Nu înainta spre păcat. Vezi că în calculatorul tău sau pe telefonul tău sau în jurul tău este un anturaj păcătos. Te depărtezi, te ferești. Așa cum te ferești de foc. Nimeni nu ia cărbuni în sân și să nu fie ars. Te ferești. Așa e calea sfințeniei. Și nu doar pentru tineri, este pentru toți și va fi până la capătul alergării noastre. Tineretul creștin se cunoaște după această însușire. Încă din Vechiul Testament, așa era tineretul. Poporul tău este plin de înflăcărare când îți aduni oștirea. Cu podoabe sfinte ca din sânul zorilor vine tineretul tău la tine ca roa. Roa aduce înviorare, roa aduce împrospătare. Și tineretul poate să aducă lucrul acesta în biserica lui Dumnezeu. Dar este o condiție. Cu podoabe sfinte, în sfințenie. Este o oștire, spune, când îți aduni oștirea. Dragii mei, ce lupte avem noi de dat? Este lupta aceasta, lupta cea bună, lupta aceasta este lupta sfințeniei. Nu e ușor să fii sfânt în lumea asta păcătoasă. Nu e ușor, aici e bâlciul deșertăciunilor. Și în Europa este, și în toată lumea. Ai o luptă de dus. Lupta este cea a sfințeniei, cea a sfințirii progresive, dar are o mare cunună. De aceea îndemnul pentru Timotei, pentru tinerii bisericii de aici și pentru toți care ascultă cuvântul este acesta. Deci, dacă se curăță cineva de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, adică curățit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Și continuă și spune lui Timotei, dacă vrei să fii un vas de cinste, dacă vrei să fii folositor, dacă vrei să fii în slujba mea, fă următorul lucru. Fugi de poftele tinereții și urmărește, caută neprihănirea, adică sfințenia, curățirea, credința, dragostea, pacea împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Peste tot e același cuvânt, curăție, sfințenie. Nu-i vorba de neprihănirea aceea pe care o căpătăm prin credință, starea de om iertat,
Pentru că aici spune, urmărește, caută în continuare, urmărește neprihănirea practică, sfințenia de zi cu zi, fugi de ce este rău, separă-te de ce este păcătos și urmărește neprihănirea, urmărește credința și nu căuta să o faci singur, împreună cu cei ce-L caută pe Domnul dintr-o inimă curată. Când sunt oameni care doresc curăția, unește-te cu ei, stai în rugăciune împreună cu ei, așa vine trezire, așa vin vremuri de înviorare, așa trebuie să-L așteptăm pe Domnul. Dacă nu, va fi plâns și amar chiar în biserica lui Dumnezeu. Multe biserici vor avea o surpriză pentru că oamenii au crezut că poți să mergi oricum pe calea aceasta odată ce te numești mântuit, odată ce nu faci parte din alte religii, ci din cea creștină, din cea evanghelică, odată ce asculți de Scriptură, e de ajuns și nu ai nimic altceva de făcut. Tu doar să stai liniștit, poți să trăiești viața oricum, pentru că tot mântuit ești. Este o învățătură acum la modă și n-am să dezbat acum cât de periculoasă este, cât de mult a intrat și între tineri. Cât de mulți spuneau frații în Brisbane, a intrat și în mijlocul lor. Gata, ai fost mântuit, orice ai face, odată mântuit, pentru totdeauna mântuit. Dă-ți drumul, ai cec în alb, poți să trăiești cum vrei. Dumnezeu îți iartă și păcatele viitorului. Minciuni, minciuni inventate, ca să-i țină pe oameni în întunecimea aceasta. Așa a ajuns America unde a ajuns, așa a ajuns Occidentul din Europa. Pe doctrina aceasta a ajuns în căderea în care se află. Pentru că ei au crezut că orice ar face, tot mântuiți rămân. Și iată-i unde sunt acum. În ce stare de cădere. Dragii mei, luați Scriptura așa cum este. Am vorbit deja, tot ce am citat până acum sunt zeci de texte. Nu am avut timp să le dau referințele și de obicei nu fac asta. Pentru că e prea mult timp. Dar vă spun, Scriptura în întregime, locurile pe care le citești, vorbesc despre sfințenia lui Dumnezeu. În ansamblu ei, contextul, direcția pe care o dă Dumnezeu de la începutul creației și până la sfârșitul veacurilor, este că El își caută un popor sfânt. Pentru că El este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră. Dacă noi spunem că ne-am născut din nou, dacă noi spunem că suntem copii ai Lui, trebuie să se cunoască ceva în caracterul nostru. Știi? Uneori nici nu e nevoie să întreb care sunt copiii unui frate, pentru că îi vezi că seamănă cu tatăl lor. Au niște trăsături fizice. Imediat îți dai seama, sunt copiii fratelui, pentru că seamănă cu tatăl lor. Și noi suntem născuți din Dumnezeu. Noi ar trebui să semănăm cu tatăl nostru. Tatăl nostru este sfânt. Copiii lui sunt sfinți. După asta îi cunoști. Ei se separă de ce este rău. Ei fug din mediul păcătos. Nu pentru că sunt obligați, nu pentru că sunt legaliști, pentru că nu-i mediul lor de viață. Exact ca un pește pe care îl scoți pe uscat, el se zbate să intre din nou în apă. Mediul de viață al celui care este credincios, al copilului lui Dumnezeu, este sfințenia. Și dacă a ieșit din mediul acesta, este un accident, se întoarce înapoi la mediul lui. Păcatul este doar accident, nu-i regulă de viață. Nu se justifică păcatul. Cauți înapoi să intri în sfințenia lui Dumnezeu, să trăiești în neprihănire, pentru că așa este caracterul tău. Deja începi să ai caracterul, chipul Domnului Iisus, care se formează tot mai mult în tine, așa cum spunea Pavel, o copilașii mei, pentru care iarăși trebuie să sufăr durerile nașterii, până când va lua Hristos chip în voi. Domnul să ne ajute să înțelegem care este chemarea Lui. Chemarea aceasta este o chemare la sfințenie. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos pentru noi ca să ne învețe. Să dea Dumnezeu să ne lăsăm învățați de Scriptură. Dar dacă nu, Scriptura are și un alt aspect și ar trebui să ne lăsăm și mustrați, pentru că se continuă aici textul și spune să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune unde? În neprihănire, în umblarea, în curățire. Și mustrarea este calea spre viață, dragii mei. Spune în Proverbe, cine urăște mustrarea? Și n-am să spun acum, vă las să căutați. Iubești mustrarea atunci când te îndreaptă pe calea sfințenii, când te îndeamnă spre o viață curată. Și spui, eu am nevoie să fiu îndreptat, eu vreau să trăiesc așa. Nu? Când cineva te vede că tu mergi ca un om morb, uitându-te după avioane și te duci către o prăpastie și te ia de mână și nu mai are timp să spună, să te avertizeze, te ia de mână și te trage într-o parte. Ce spui? Lasă-mă în pace? Sau îi spui mulțumesc? Așa face Duhul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă, ne învață, dar ne și mustră. Vorbește împotriva păcatului și dă înțelepciune în neprihănire. Să știe toți, Biserica lui Dumnezeu este o biserică sfântă. Aceea e Biserica lui Dumnezeu. O cunoști după aceasta, ea are ca marcă, ca și semn al ei, sfințenia, așa cum este Dumnezeu, așa este și Biserica lui.
Biserica lui Dumnezeu trebuie să aibă sfințenia și trebuie să păstreze sfințenia în mijlocul ei. Dacă noi nu păstrăm sfințenia aceasta, Dumnezeu însuși intră la judecată. Din pricina aceasta, spunea Apostolul Pavel, sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi. De ce? Pentru că n-ați umblat în sfințenie. Ați trăit cum ați vrut. Și unii au crezut că pot să mănânce, unii cât pot și că pot să se îmbuibe la masa Domnului și alții chiar că pot să bea alcool. Și Pavel vine și spune, din cauza aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Iar aici textul ne face sugestia că e vorba de moarte, nu de somn. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați, dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Uitați-vă în Faptele Apostolilor cum păstra Dumnezeu sfințenia în casa Lui, în Noul Testament. Cum a păstrat-o în vremea aceea când Anania și Safira au căutat să-L mintă pe Duhul Sfânt. Dumnezeu ține la sfințenia în casa Lui. Face judecată când noi nu ne judecăm. Dacă ne-am judecat noi înșine, dragii mei, să nu fim miloși cu noi. A spus fratele mai devreme că avem nevoie să ne smerim. Să ne smerim, să fim profunzi în smerenia noastră. Pentru că tot timpul se vor ridica înălțimi în noi împotriva cunoștinței lui Dumnezeu. Dărâm înălțimile, ai curaj și sfarmă orice înălțime, orice mândrie, orice lucru care vine împotriva lui Dumnezeu. Din tine, să te înalțe pe tine, este gândul satanei, este ispita celui rău. Domnul într-o zi ne va înălța și pe noi, dar aici este calea smerenii, iar cel ce se zmerește, la urmă va fi înălțat. Când va veni Domnul, atunci, ce înălțare mai mare ca asta? Spune Domnul, cel ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie. Vă dați seama? Ce ar putea să ne ofere lumea aceasta mai mult ca acest lucru? Să stai cu Domnul împreună pe scaunul lui de domnie. Eu aș vrea doar și de departe să fiu în împărăția lui și să-l văd și să mă pun cu fața la pământ, dar Domnul spune, vino aici, vei sta cu mine pe scaunul meu de domnie. Că lucrul ăsta se numără printre lucrurile pe care eu nu pot să le înțeleg cu mintea mea limitată. Cât de mare este chemarea lui Dumnezeu. De aceea este și o chemare la sfințenie, de aceea e o chemare la smerenie, o chemare la umblare în curăție, pentru că și înălțimea pe care Dumnezeu ne cheamă să umblăm cu El este atât de mare atunci când El va reveni. Domnul Iisus se va întoarce să-și caute biserica. Și este o întrebare, care este biserica Lui? În lumea aceasta sunt 30.000 de denominații creștine. Nu, e clar, biserica Lui nu e nici musulmană, nu e nici religia iudaică, mozaică, nu e nici budistă, nu e nici hindusă, nu e nimic de felul ăsta, asta tot e păgânism. Bun, venim la creștinism. Bun, creștinismul are și el 30.000. Care este biserica Lui? Fiecare în dreptul lui spune noi, mișcarea noastră. Nu, dragii mei, biserica Domnului este cea sfântă, alcătuită din oameni născuți din nou. Dacă Domnul ar veni astăzi, din tot creștinismul acesta, el are o singură biserică. Biserica aceea este unită printr-un singur lucru, și anume, prin legătura aceasta a sfințeniei pe care o au din partea lui Dumnezeu. Și o cunoști după acest lucru, ea umblă în sfințenie. Și mi-aș dori ca fiecare biserică locală, oricum s-ar numi ea, să aibă această amprentă asupra ei, pentru ca să aibă parte de venirea Domnului. Domnul spune așa, când va veni El, scopul Lui va fi așa, să înfățișeze înaintea Lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Iar procesul sfințirii este aici. Aici ne pregătește Domnul pentru cer. Aici ne curățește. Apostolul Ioan spunea, oricine are nădejde aceasta în El, că vom fi ca El atunci când El se va arăta. Oricine are nădejde aceasta în El, se curățește, după cum El însuși este curat. Mai curat azi, dragii mei, Domnul vine. Mai curat decât ieri, mai curat decât anul viitor, decât anul trecut, anul acesta care a început să fim mai aproape de Domnul, pentru că Domnul vine. Și dacă ne va mai da un an să trăim mai aproape de El, mai separați de ce este păcătos, mai separați de ce înseamnă lume, să fugim mai mult de poftele acestea ale lumii, fie că sunt ale tinereții, fie că sunt ale vârstei a doua sau ale bătrâneții, întotdeauna diavolul va avea pentru fiecare vârstă să ofere ceea ce îl duce pe om spre păcat. Să le respingi tot timpul vieții, să te apropii mai mult de Dumnezeu. Biserica pe care o va răpi Domnul în ziua aceea este biserica ce se curățește. Este biserica ce se sfințește, cea care în ziua aceea va fi în strălucire, sfântă, fără pată, slăvită, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Procesul de pregătire este aici. Noi pentru asta ne întâlnim înaintea lui Dumnezeu. Pentru aceasta e rugăciunea noastră, pentru aceasta e viața noastră. Nu e la întâmplare.
avem o nădejde. Și Scriptura spunea, Apostolul Pavel spunea că e vorba de o nădejde fericită, așteptând fericita noastră nădejde. Așteptând această mare și fericită nădejde, noi ar trebui să trăim zi de zi mai aproape de Dumnezeu, mai aproape în sfințenia Lui. Și în final am câteva întrebări de cercetare. Pentru fiecare personal. Nu am obiceiul să vorbesc altora fără să mă cerceteze pe mine însumi cuvântul. Orice cuvânt pe care îl spun fraților mă cercetează pe mine însumi și timpul de după ce am rostit cuvântul lui Dumnezeu este un timp de cercetare profundă pentru mine de fiecare dată. De aceea aș vrea să vă pun aceste întrebări și să vi le pun prin Duhul lui Dumnezeu. În primul rând, dacă ai auzit despre sfințenie, o trăiești? Astăzi trăiești sfințenia? E mediul tău de viață? Tânăr sau tânără? Om în vârstă, îți ferești gândul, îți ferești ochii, îți ferești gura de orice lucru care este sau pare a fi rău? Te-ai pocăit cu adevărat, așa cum am vorbit ieri, ca să poți să umbli pe această cale a sfințeniei? A fost o pocăință adâncă înaintea lui Dumnezeu? Dragii mei, chiar dacă am fost mulți ani în Biserica lui Dumnezeu, sunt momente în care Dumnezeu ne cercetează și începutul acesta de an pentru Australia este un timp de cercetare. M-am rugat să fie așa. Să ne cerceteze, să ne aducă din nou la pocăință, la dragostea dintâi, la umblarea în curăție de la început. Adu-ți aminte, îi spune celui din Efes, liderului și bisericii, adu-ți aminte de faptele tale dintâi. Ține și pocăiește-te, întoarce-te la faptele tale dintâi. Dacă nu, o să-ți iau sfeșnicul, o să mergi în întuneric, fără lumină. Se poate spune despre tine că ești un om sfânt care umblă cu Domnul. Ai curaj să-i întrebi pe cei din jurul tău, chiar necredincioși fiind, să-i întrebi, tu vezi în mine că eu sunt un om sfânt care umblă cu Domnul? Cred că unii ar râde. Păi tu, un om sfânt, păi tu râzi cu noi, tu glumești cu noi, tu ești ca noi, nicio diferență. Dragii mei, sunt lucruri de corectat, cuvântul ăsta nu e doar un cuvânt aruncat în aer, așa, să vină, să fie încă o predică în plus. Dumnezeu vrea să lucreze în viețile noastre. El vrea să-și pregătească biserica Lui. Ai fugit, ca tânăr fiind, ai fugit de poftele tinereții? Îți aduce aminte când ai luat o decizie în viața ta că vrei să fugi de ele, nu să te depărtezi ușor, să fugi, să o iei în direcția cealaltă, să alergi, să se mire ceilalți că tu nu alergi la același potop de desfrâu împreună cu ei. Alergi în direcția cealaltă a apropierii de Dumnezeu? Dacă ai fugit de poftele tinereții odinioară, mai fugi și astăzi? Ești în această alergare către cer, către sfințenia lui Dumnezeu? Te ferești în fiecare zi de orice lucru care vine împotriva sfințeniei lui Dumnezeu? Trăiește acest proces de sfințire? Gândiți-vă bine la acest lucru. Putem spune la începutul anului acestuia, față de anul trecut, eu sunt mai aproape de Dumnezeu. S-a produs ceva în mine, ceva s-a trezit în mine. M-am trezit, dintr-o dată mi s-au deschis ochii, am început să mărturisesc, am început să rezolv relațiile în familie, în adunare, cu cei care aveau ceva împotriva mea. Chiar dacă nu eu am greșit, m-am dus, pentru că el are ceva împotriva mea, m-am dus să-mi cer iertare, să mă împac cu el. Și dacă el nu vrea, e treaba lui, dar eu m-am dus, nu vreau să am niciun fel de resentiment, niciun fel de povară, inima mea să fie ca fulgul, spună ei ce vor să spună, eu vreau să iert din toată inima, să n-am nimic pe sufletul meu care să mă depărteze de tine. Faci lucrul acesta? L-ai făcut în anul care a trecut? Ai vrea să-l faci anul acesta? Să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, să ne sfințim mai mult, pentru că Domnul poate să vină oricând, în orice zi, chiar și anul acesta. Domnul vine, iar atunci când va veni El, spune care-i scopul Lui în a doua Lui venire, ca să fie proslăvit în sfinții Săi. Observați? El va fi proslăvit în sfinții Săi. Cine sunt cei care vor merge împreună cu El? Sfinții. Sfinții care astăzi sunt în viață. Care au spus nu păcatului, care stau împotriva curentului. În ziua când El va reveni, El va fi proslăvit în sfinții Săi și privit cu uimire în toți cei ce au crezut. Toți cei ce au crezut vor fi uimiți să vadă slava lui Dumnezeu. Vom rămâne fără cuvinte în sfinții Săi. Vine Domnul și împreună cu El, când va reveni pe pământ pentru a domni în slavă, împreună cu El vor veni sfinții.
Domnul vine împreună cu sfinții lui, vine să-și ia sfinții și se întoarce să domnească la Ierusalim timp de 1000 de ani împreună cu sfinții lui. Dragii mei, noi suntem cei chemați să fim un neam sfânt, noi suntem cei chemați să fim sfinții lui Dumnezeu în mijlocul unei lumi păcătoase. Fie că suntem tineri, fie că suntem oameni în vârstă, noi suntem chemați la această mare onoare de a avea caracterul lui Dumnezeu și anume sfințenia. Chemarea lui Dumnezeu este o chemare la sfințenie. Și aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să ne deschidă astăzi ochii, să ne deschidă inima, să ne facă acest lucru clar în inima noastră. Să ne ajute să luăm decizii, să ne depărtăm de orice păcat, de orice ni se pare rău, să ne apropiem de Dumnezeu, să ne pregătim, să intrăm în această cursă, în această alergare sau să continuăm după caz în vederea apropierii de Dumnezeu, pentru că Domnul nostru este foarte aproape să vină. Îmi doresc din toată inima acest cuvânt să cerceteze biserica aceasta din Perth, pe frații din Australia. Am toată dorința de a le sluji cu ceea ce Domnul mi-a pus pe inimă. Iar gândul acesta, dragii mei, este un gând care mă preocupă. Mi-e tare teamă ca la venirea Domnului să nu aibă mulți dintre frați surprize, dintre cei care s-au considerat credincioși. Mi-e teamă, cum spunea Pavel, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în frâu, ca nu cumva după ce am vestit altora, eu însumi să fiu lepădat. Și el se referea la revenirea Domnului. El nu aștepta să moară. De-abia la sfârșitul alergării sale a spus, atunci mă așteaptă cununa pe care mi-o va da Domnul în ziua neprihănirii. Dar el aștepta ca Domnul să vină, să se îmbrace cu trupul acela veșnic peste trupul acesta putrezitor. Și el spune, mi-e teamă ca nu cumva după ce am vestit altora, eu însumi să fiu lepădat. Este o teamă sfântă să umblăm în curăție. Și aceasta e temerea mea. Nu cumva oamenii să aibă o mare surpriză, nu cumva cernerea aceasta care se va face să-i lase pe mulți în urmă și să nu fie nicio șansă. De aceea, rezolvați lucrurile. În numele Domnului Iisus vă îndemn, rezolvați lucrurile. Nu dați cuvântul la o parte. Nu luați ca o predică în plus. Rezolvați ceea ce e de rezolvat în viețile dumneavoastră. Luați decizii în ceea ce privește apropierea de Dumnezeu, în ceea ce privește umblarea în sfințenie. Dumnezeu să ne ajute pe toți, să mă ajute pe mine să trăiesc adevărul acesta al cuvântului predicat, să vă ajute pe dumneavoastră să-L împliniți și cu toții să fim împreună cu El în slavă. Amin. Încheiem timpul nostru de părtășie din dimineața aceasta cu încă două saluturi.